Îți vorbesc astăzi despre insuficiența mitrală. Deși este o suferință a inimii, contrar așteptărilor noastre, ea afectează mai mult persoanele tinere. Medicul Stanislav Rurac îți spune acum tot ce trebuie să știi. Insuficiența mitrală este o patologie a valvei mitrale, adică a valvă atrioventriculară stângă, în care sângele din ventriculul stâng refulează înapoi în atriu din cauza acestei valve care nu sunt închide perfect. De cele mai multe ori, insuficiența mitrală apare la pacienți tineri din cauza bolii a valvei mitrale, îi spunem boala Barlow, boala mixomatoasă, în care avem un surplus de țesut, în care cordajele valvei mitrale, adică sistemul subvalvular care ține acea valvă, este afectat și aceste cordaje sau se alungesc sau se rup. Astfel, valva se dă peste cap și producând o regurgitare valvulară mitrală. De asemenea, e și boală degenerativă a valvei mitrale sau post-traumatică. În momentul de față, în peste 90% de cazuri de insuficiență mitrală, această valvă se repară. Sigur, este mult mai bine pentru pacient să păstrăm valva nativă decât să fie schimbată cu o altă valvă pentru care este necesar un tratament special a la lung sau o valvă biologică care degenerează și ea în timp, mai ales când este vorba de pacienți tineri. Abordul, de cele mai multe ori, la valva mitrală este prin mini-toracotomie, adică minim-invaziv. Avantajul acestui abord este o recuperare mult mai rapidă a pacienților post-operator, în primul rând, dar să nu uităm de complicațiile care sunt mult mai rare în acest tip de intervenții decât în chirurgia clasică. Simptomatologia pacienților cu insuficiență mitrală este diferită. În cazul afecțiunii cronice, pacienții pot rămâne asimptomatici o perioadă lungă de timp, dar simptomul principal în majoritatea cazurilor este dispnea. Mergi la medic, ai grijă de inima ta.